Ok, DC, ați început să vă reveniți bine de tot pe partea de animații și ați venit acum cu Justice League Dark Apocalypse War, la care am văzut trailerul și ce am văzut după ce am văzut filmul, în timpul filmului, eram efectiv cu gura căscată, nu venea să cred. Și primul meu sentiment după ce am văzut animația, după ce am terminat, că e cea mai bună animație de la DC, nu e cea mai bună, că stau să mă gândesc după, dar cu siguranță e printre cele mai curajoase și e în top 10, poate chiar un top 5, cu siguranță, deci du-te să o vezi neapărat. O să vorbim imediat în recenzie despre ea, deci da, Justice League Dark, Apocalypse War, îi dăm cu intro și o să vorbim despre ea. Care este povestea din această animație? Dacă ați văzut The Reign of Superman, o să vedeți că acolo este un end credit scene, cum că Darkseid plănește un atac și Liga Dreptății și mulți alții împreună cu Tinerii Titani și încă o grămadă de supereroi mai undercover decid să-l atace ei primul. Ei bine, planul ăsta nu funcționează și eu în trailer am crezut că despre asta o să fie vorba. Că toată povestea o să fie despre cum Liga Dreptății se duce după Darkseid și nu înțelegeam toată partea asta cu Justice League Dark, care-i treaba cu Constantin dacă doar se duc după el. Și am fost surprins de abordarea pe care au făcut-o și m-am bucurat foarte tare că l-am revăzut pe Constantin. Mie Justice League Dark animația mi-a plăcut foarte mult și m-am bucurat să-l revăd pe Constantin, pentru că v-am explicat de foarte multe ori pe parcursul anilor că sunt foarte dezamăgit că au anulat serialul Constantin pentru a face Lucifer. Deci pentru mine Lucifer, dacă nu exista și Constantin și Lucifer, eram ok cu Lucifer, deși, din nou, Lucifer deja nu mai e un serial decent pentru mine, dar să zicem că doar din cauza asta că au anulat Constantin, care pentru mine era un serial foarte, foarte mișto și din prisma faptului că eram un mare fan al seriei Assassin's Creed, mai ales Assassin's Creed Black Flag, și vocea asasinului de acolo e de fapt actorul de joacă pe Constantin serialul ăla, l-ați văzut că apare după și Legends of Tomorrow și mai nou este și aceeași voce în animațiile acestea de la DC. Și pentru mine Constantin e acel personaj despre care mereu aș fi vrut să aflu mai multe și pot să zic că și în animația asta aflu destul de multe despre el. Și da, eram foarte curios pentru că într-o lume care există Wonder Woman, Martian Manhunter, Green Lantern, Superman și Darkseid, Trigon, Raven, mă gândeam oare ce poate să facă Constantine. Și am rămas total surprins. Pe parte de poveste pot zic că mi-a plăcut teribil. Foarte, foarte fain. Acum, pe parte de scene de acțiune, în primul rând nu mă așteptam să fie filmul ăsta atât de sângeros. N-am mai văzut un film atât de sângeros de DC de la Flashpoint Paradox și o să vedeți că are oarecare legătură, adică acum am înțeles și eu timeline-ul că până la Flashpoint Paradox au fost niște animații, după Flashpoint Paradox au venit vreo 10-12 animații și apoi asta care iarăși o să vedeți că se termină super, super interesant și abia aștept să văd ce o să se întâmple cu universul DC pe partea de animații, care nu dezamăgește, adică n-am văzut recenzie la The Death of Superman și The Reign of Superman, dar alea două mi-a plăcut, Superman Red Son mi s-a părut ok și cam atât. Dar, din nou, pentru Apocalypse War nu mă așteptam la direcția asta și la efectiv atâta sânge și mi-au dat dacă mi-e foarte multe ori, pentru că o să vedeți că foarte mulți supereroi și sunt efectiv măcelăriți și supereroi de care mă atașasem și o să... mi s-a făcut pielea de găină și la final am primit ce mi-am dorit dintotdeauna. Ce mi-am dorit și am primit oarecum un Man of Steel în 2012 sau 2013, nu mai țin minte, acea luptă cu Superman care efectiv dă cu pumnii și distruge clădiri în timp ce se bate cu Zod. Mereu mi-am dorit să văd acea luptă, să o revăd făcută altfel, pentru că am văzut-o și în Justice League Animated Series, am văzut o luptă între Superman și Darkseid. Foarte, foarte faină și aici iarăși am primit o luptă cu, iarăși se întâmplă niște lucruri despre care nu aș vrea efectiv să vă spun foarte multe, pentru că trebuie să vă uitați la animația asta, mai ales dacă le-ați văzut. Pe celelalte, cu siguranță o să vă uitați și la aceasta, dar la final se întâmplă o grămadă de chestii și absolut incredibil. Dacă e să fac așa un top cu personaje care mi-au plăcut în animația asta, au fost Robin, Constantin, nu, într-o ordine aleatorie, ca să știți, adică dacă a fi să iau, ar fi Constantin, Robin, Batman, Superman, Raven, foarte, foarte mulți. Mi-a plăcut foarte mult ce s-a întâmplat cu Batman, adică iarăși am fost total surprins și am înțeles de ce l-a ales Darkseid și toate chestia foarte, foarte tare, dar din nou Constantin și faptul că vedem membrii din Justice League Dark, îl vedem iarăși pe Swamp Thing, vedem pe acel demon, mi-a plăcut super, super mult. A fost o animație cum mi-era dor să văd de la DC. Nu zic că celelalte pe care le-a scos DC acum ulterior, inclusiv și Batman H, nu au fost bune, dar asta parcă a fost așa,
pentru fani. Adică lupta aia finală a fost ce ne doream cu toții, să-l vedem pe Superman cum își pierde controlul și se bate cu Darkseid. Atât azi pot să zic. Și nu v-am dat spoiler, pentru că cei care ați văzut animația o să înțelegeți la ce mă refer. Deci da, pentru mine Justice League Dark Apocalypse War, așteptam animația asta, mă bucur că am văzut-o cât de repede am putut și mă bucur că v-am putut aduce recenzia asta cât mai repede ca să puteți verifica și voi din nou cât mai repede. Așa că din partea mea o să vină și un tier list, am promis top 10 filme de animație de la DC, eu cred că o să fac un tier list cu toate, mai am câteva de văzut, mai am Wonder Woman Bloodlines și mai îmi scapă ceva și în rest le-am văzut pe toate și abia aștept să fac acel tier list, așa că nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel ca să fiți primii care prins notificare când o să postez acel tier list, să dați un share pe Facebook dacă v-a plăcut această recenzie și vreați să descoperiți și prietenii voștri acest canal, evident un follow pe Instagram nu ar strica și mai nou puteți să susțineți canalul și prin butonul de join. Așa că până data viitoare, eu am fost Nevi și ne revedem când ne-om revedea. Pa! I-am dat seama după ce am terminat de filmat că am uitat să-i dau o notă, primește un 9,5 și probabil să vă întrebați, dar de ce primește doar 8,5 dacă ai zis doar de bine? Ei, există mici platforme, există mici chestii care au fost grăbite, dar din nou, e o animație totuși de o oră și jumătate, adică ultimele animații de Death of Super și Dragon Superman au fost undeva la o oră și puțin și am fost plăcut surprins că asta e un pic mai lungă și sincer la ce event se întâmplă în filmul ăsta mă bucur că au făcut-o mai lungă, dar din nou 8,5 are mici plot holes, să zicem că unele bătălii poate nu voiam să le văd și voiam să se axeze mai mult pe asta, adică n-aș vrea să văd o bătălie între 2-3 personaje atât de lungă și aș fi preferat ca minutele alea sau 2 minute să se ducă într-o luptă pe care eu efectiv am savurat-o, da? Deci 8,5 Justice League Dark, Apocalypse War.